Iacov zice: fiți, deci asta este o poruncă, da? Fiți împlinitori în cuvântul, nu numai ascultători, înșelându-vă, ascultătorul tuci, înșelându-vă singur. Deci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă, apoi pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea nesăvârșită, care este legea slobozeniei, nu ca un ascultător lui tuc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă pun întrebarea asta, cred că este de prisos, dar vreau să întreb această întrebare de prisos. Este cineva aici care nu vrea să fie fericit? Este cineva aici care nu vrea să fie fericit? Deci noi vrem să fim fericiți, nu-i așa? Dacă cineva va stărui în aceste lucruri, adică în cuvântul lui Dumnezeu, nu ca un ascultător mituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lor. Doamne, ajută-ne și binecuvântează. Amin. Aș vrea să fac câteva afirmații în fața dumneavoastră. Îmi dau seama că sunteți obosiți dumneavoastră, că vedeți și predicatorii câteodată. Suntem așa de obosiți încât uităm când să ne oprim de la prânz. Asta din cauza oboselii, să știți. În matematică, nu e lecție de matematică, vă rog să fiți liniștiți. În matematică ne folosim de 10 semne ca să scriem orice număr. Ne folosim de 10 semne. Cel mai mic din aceste semne este 0, fără valoare. N-are nicio valoare. E vorba că n-are nicio valoare, că nu este tot una să ai 0 dolari datorie sau să ai o datorie de 5.000 de dolari. Deci 0 are o valoare, nu-i așa? Ce valoare are? Nicio valoare. Sfântul Cuvânt al Dumnezeu spune că un idol este tot una cu nimic, adică e zero cu nimic. Un idol este tot una cu nimic. Cea mai mare cifră este cifra 9. Nu există cifră mai mare decât 9. Următorul număr după 9 este 10. Asta nu mai este o cifră, asta e număr. Când noi spunem 1 și suntem în biserică, întotdeauna ne gândim la Dumnezeu. Când spunem 3, ne gândim la Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar când spunem 7, la ce ne gândim când suntem în biserică? Ne gândim la 7, Cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa este o carte structurată pe cifra 7. În seara asta aș vrea să vă spun în lumina Cuvântului lui Dumnezeu că atunci când vorbim de Duhul Sfânt trebuie să ne gândim la cifra 9. Ascultați acum. Câte daruri arată Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu că are Duhul Sfânt. Câte daruri? Știți? 9. 9 daruri. Care sunt darurile Duhului Sfânt? Darul vorbirii despre înțelepciune. Darul vorbirii despre cunoștință. Darul credinței. Darul minunilor. Darul vorbirii în altă limbă, darul tălmăcirii limbilor, darul scoaterii de demoni, această lucrare puternică a scoaterilor de demoni,
Sunt nouă daruri ale Duhului Sfânt. Duhul Sfânt are și roadă. Dumneavoastră, cum numărați roada Duhului Sfânt? Știe cineva de aici? Fratele Gheorghiu s-a grăbit, a zis nouă. Sfânta Scriptură nu vorbește de roadele Duhului Sfânt, ci de roada Duhului Sfânt, și roada Duhului Sfânt este una singură, dar această roadă a Duhului Sfânt are nouă, aproape de adevăr, are nouă dimensiuni. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, facerea de bine, credincioșia, bunătatea, înfrânarea poftelor, blândețea. Vreau să vă zic, în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu, am descoperit, menționate în Sfânta Scriptură, 9 păcate împotriva Duhului Sfânt. Vă rog să le cercetați. Și cei care iubesc Sfânta Scriptură, dacă o să mai vin la dumneavoastră și o să mă întrebați atunci, am să vă spun care sunt cele 9, dar până atunci poate că mulți dintre dumneavoastră o să le găsiți. Deci, 9 păcate împotriva Duhului Sfânt. Dumneavoastră auziți vorbindu-se și vorbim împreună și frații predică despre semnul botezului cu Duhul Sfânt. Semnul este la singular, da? Semnul botezului cu Duhul Sfânt. Știți că semnul botezului cu Duhul Sfânt are 9 dimensiuni? Noi ca penticostali, pentru că le admitem 8 dintre ele, imediat rezumăm și spunem semnul botezului cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi, este, dacă doriți, prima sau a noua din aceste dimensiuni. Deci, 9 dimensiuni ale semnului botezului cu Duhul Sfânt. Sunt 9 lucrări ale Duhului Sfânt. Sunt 9 slujbe ale Duhului Sfânt. Am cercetat Sfânta Scriptură și am găsit 9 acțiuni ale Duhului Sfânt. În această seară, iubiți frați și surori, uitându-ne la Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vedem prezentarea Duhului Sfânt sub 9 trăsături. Prezentarea Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos a spus, mă duc la Tatăl, este de trebuință să mă duc la Tatăl, dacă nu mă duc la Tatăl, Duhul Sfânt nu are să vină. Acum, aproape 2000 de ani, în lumea noastră, în care noi am ajuns în secolul 21, oamenii religioși, Israelul, credeau în Dumnezeu, în Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacov, în Dumnezeul prorocilor Vechiului Testament, în Dumnezeu care l-a izbăvit pe Israel sub conducerea lui Moise din Egipt, din Gosen, și l-a dus în țara făgăduită. Ce nu au crezut oamenii? Deci vorbim de oameni religioși. Ce nu au crezut oamenii acum 2000 de ani? Acum 2000 de ani, oamenii nu au crezut în Iisus Hristos. A trebuit să treacă 2000 de ani ca să se implementeze această credință. Pentru că această credință, credința în Iisus Hristos să ajungă la noi, noi putem să vorbim de-a rândul anilor, în scurgerea timpului, despre martiri. Oameni care au murit pentru credința, pentru propovăduirea credinței în numele Domnului Iisus Hristos. Credința în Domnul Iisus Hristos. Adevărat, fraților? Acum 2000 de ani, oamenii n-au crezut în Iisus Hristos. După aproape 2000 de ani, credem în Dumnezeu Tatăl. Credem în Domnul Iisus Hristos. Credem că El a venit, că a murit, că a înviat, s-a înălțat, stă la dreapta Tatălui și mijlocește de acolo pentru păcătoși. Ce nu cred toți creștinii astăzi? Astăzi, nu toți creștinii cred deopotrivă în Duhul Sfânt. Nu vorbim din aspect contradictoriu, dar foarte mulți creștini pot să fie și penticostali, pot să fie de altă nuanță, nu cred în Duhul Sfânt.
par că rusesc pe Duhul Sfânt. Aș vrea ca să începem de la o referință din Sfânta Scriptură și noi credem în Sfânta Scriptură, nu-i așa, frați și surori, Cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să fiți cu mine și să fim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Citim din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 17. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 17. Apără. Căci Domnul, cine este Domnul? Iisus Hristos. Domnul este Iisus Hristos. Căci Domnul este Duhul. De ce nu cred oamenii în Duhul? Nu toți. Deci nu cred toți în Duhul. Duhul mărturisesc. Îi pomenesc în numele. Israel aștepta pe Mesia. Mesia a ajuns, deși era între ei, Mesia era cu ei, dar ei nu credeau în El. Domnul Iisus Hristos, după învierea sa, le-a spus ucenicilor. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Botezați-i în numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Bani foarte rău că nu sunt, dar vreau să uităm asta, că nu sunt cei care s-au botezat de dimineață. Botezați-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i. Deci pe cei care, ucenicii, i-au botezat, trebuia și să îi învețe. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și apoi Domnul Hristos semnează sub aceste cuvinte. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor. Nu știu câte biserici sunt în Montreal care au serviciul la această oră. Dacă ar mai fi o altă biserică de români, am ști că ăștia sunt la adunare, că românii sunt și după masă. Și dumneavoastră să continuați să fiți și după masă la adunare și să continuăm toți românii, oriunde vom fi, să continuăm să venim la adunare și duminica după masă. Să nu învățăm asta de la canadieni, că ei nu, cei mai mulți sunt ei nu, nici la americani, cei mai mulți nu vin. Sunt foarte rari, foarte puține adunări ale americanilor care se mai adună după masa. Frați și surori, vă binecuvintez că ați venit după masa aceasta la adunarea Betel, la casa lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Amin. Este un har și o binecuvântare să fim aici în această după masă. Deci am descoperit că Duhul este Domnul. Când am făcut referința asta la câte adunări, sunt toți când se adună, spun Domnul este cu noi. E așa? Pentru că Domnul Hristos a spus unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt prezent acolo. Sunt și eu. Am înțeles că există o adunare de țigani aici, în Montreal. Țiganii au ceva specific. Toți țiganii vorbesc aceeași limbă. S-ar putea să vă pare curios, dar este un adevăr ce vă spun. Și America are țigani. Țigani. Țiganii de pe întreaga fața Pământului vorbesc aceeași limbă, să înțelegă cu ei. Interesant este. Deci am înțeles că există adunare de țigani aici și ei s-au fi adunat, știu, cam de la ora asta și ei zic așa cum zicem și noi, că Domnul este cu ei, da? De cum este Domnul și cu ei și cu noi? Prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Frați și surori, noi nu am fost așa cum ne cunoaștem și cum ne știm noi. A fost o parte din viața noastră când am fost și nu mai știm nimic din vremea aceea. Am fost în pântecele mamei. Dar ne-am născut. Dumneavoastră, există cineva aici care își aduce aminte ceva de la vârsta de 0, deci de prima zi de la naștere și până la vârsta de 3-4 ani? Este cineva care își aduce aminte ceva? Dar noi am fost. Noi am fost. Ne aducem aminte foarte puțin din prima zi de școală, dacă ne mai aducem aminte de asta, nu când am dus în clasa 3. Apoi ne mai aducem aminte când am terminat nu știu ce nivel școlar. Și uite, ne trezim, suntem după masa aceasta
slab etern. Și observăm că am pierdut o serie de informații, de lucruri, nu ne mai aducem aminte. Și avem nevoie ca cineva să ne aducă aminte. Sfânta Scriptură ne spune că a fost un om de profesie medic care a plăcut să facă cercetări cu deavăruntul. Numele lui este Luca. Și el scrie în Sfânta Scriptură ce Matei, Marcu și Ioan nu au scris despre Domnul Iisus Hristos. El a scris în urma discuției care a purtat-o, conversației care a avut-o cu Maria, mama Domnului Iisus. Și Domnul Iisus Hristos spune, mai am multe lucruri pe care vreau să vi le spun, dar acum nu le puteți ține. Deci vine o vreme când Duhul Sfânt este cu noi, va fi cu voi, spune Domnul Iisus, și vă va aduce aminte de toate lucrurile care eu vi le-am spus. Vă va aduce aminte de lucrurile care s-au petrecut. Uitați, doi ucenici, în ziua învierii se duc spre Emaus. Și ăștia au fost așa de cercetați înăuntru lor și după ce au descoperit că era Domnul, zic ei, nu ne ardea inima în noi când ne deschidea Scripturile? Este nevoie din când în când cineva să ne mai aducă aminte. Duhul Sfânt, dacă este cu noi, Duhul Sfânt ne ține treji. Duhul Sfânt ne ține viața. Duhul Sfânt ne ține mintea clară și limpede. Duhul Sfânt ne ține într-o siguranță pe care avem toți nevoie de această siguranță ca să fim protejați în încercări, în ispite. Duhul Sfânt este Domnul. Am spus această analogie cu viața noastră ca să vedeți că suntem acum diferiți de cum am fost mai devreme în viața noastră. Mai acest devreme poate să fie îndelungat în zeci de ani. Domnul Iisus Hristos este cu noi în această dumneavoastră prin Duhul Sfânt. Pentru că am această plăcere și credință înaintea Lui că dumneavoastră care sunteți aici sunteți oameni, bărbați și femei cu frică și cu temere de Dumnezeu. Că-L iubim pe Dumnezeu, că-L iubiți pe Dumnezeu. Și Hristos Domnul a spus, dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt prezent acolo, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Duhul Sfânt, prezentarea Lui, cea mai măreață glorificare și prezentare a Duhului Sfânt este arătată tocmai în pasajul care l-am auzit în această dupămasă. O să folosim două versete ca să numărăm nouă trăsături ale Duhului Sfânt. Ce putem spune despre noi? Ce înălțime avem? Ce greutate avem? Putem să spunem ce culoare au ochii, părul, dacă avem păr. Foarte puține lucruri, nu-i așa? Sau cuvinte completează descrierea noastră. Nouă trăsători ale Domnului Sfânt. Da? Asta găsim